Ceva nou a apărut de la Aldi. E ca cum și-a scris nou. Aici e Brambly Apple Jumbo Oat Crumble. E ceva gen am mai mâncat cu crumble de ovăz, Brambly Apple, da? Am decis de să gust la ei. E scris că e compot de Brambly Apple, da, de măr. Bucăți de măr și de măr compotul acesta. Acoperit cu Jumbo Oat, ceva fel de granulă de ovăz, de unt, semințe, cocos și drizzle de golden syrup. Măr Brambly 33, piure 11, zahăr, ovăz, unt, așa, făină, cocos, zahăr, semințe de flax, de bostan și de floare soarelui. Ok. Arată cam poză, oare? Nu-i rău, până când arată ok. Să vedem în cuptor o stat. Da, eu văd și trebuie să fie dedesubt cam compotul ăsta pe o bază. Da. Măr și o văz. E scumabil. Scumă frit. Standard, bucăți de măr cu dulceață de măr, semințele și granul au văd, între ovăz, bostanul, e crocant, granul asta. Gustos, între opt, e cam fix așa mai mă aștepta. Asta, eu am mâncat brioche bread, da, cu stafidi și cu cremă de custard. De la cine? De la alt magazin. De la Sainsbury. Dar la ăștia că au apărut tot ceva de genul, numai că un pic mai diferit. Ciocolat orange brioche pudding. Avem pâine de brioșe, coaptă, cu custard de crema asta de ouă de vanilie. Și avem dropsuri de ciocolată belgiană și drizzle de glazură de portocală. Custard și așa, procede, așa, unt, ouă, bla. Pâine de brioșă, dar aici nu sunt stafidi, este ciocolată belgeană, de lapte, slavă Domnului, că nu e neagră, și portocală. Eu când am mâncat, am mâncat de stafidi, dar aici în loc de stafidi, ciocolată și portocală gustul. Ok. Așa-i? Trebuie să vedem care diferența. Nu, brioș, bredul ăsta, el garantat trebuie să fie gustos. Crema de ouă custard mie îmi place. Asta nici nu se discută. Este prea crocant, înăuntru moale. Crema de ouă, da, mie îmi place și, cum îi spune, brioșa tot. E superbă, de obicei, pâinea asta. Nu uite cum. Trebuie să fie fierbinte, de o să mă fric, n-aș știu și cum e muș. Miroasa portocală, într-adevăr. Bună. Deasupra e crocante. Înăuntru e moale. Sunt portocale bună. E bună, îmi place. Ambele sunt pe un 8 solid. Și pentru o categorie de sosuri, am decis să gust. Asta e ciocolată belgeană neagră, desert sos, lapte condensat, pudră de cacao. Straniu că el e sos, dar nu curge. Parcă e spread. Să vedem. Curge așa un pic, că dacă n-l scos, dar din borcan nu curge. Da, ciocolată belgeană neagră, nea, mai bun, pe o șasă. Și tiramisu. N-am găsit în stoc, dar trebuia să mai fie de caramelă sărată, care mie nu prea-mi place, mi-e place caramelă normală. Și de zmeură, dar zmeură tot nu s-a amator. Acesta e mai cafeniu la culoare, parcă e ca caramela.
Este de ou, mascarpone. Nu este mai bune, că este pe un 8. Asta îmi place, că asta nu e gustos. Carrot cake. Am decis să iau pentru că e mult mai ieftin la ei, dar mi-era interesant în comparație cu Saint Bertesco și alții. Asta e una din cake-urile mele preferate, cu cream cheese frosting, cu nuci grecești și înăuntru avem aici pe lângă morcov stafidi, 7% cream cheese, nuci grecești. Da, că așa arată standard. Ah, dar stai reacă. Așa de la Tesco și de la Sainsbury restul, care azi, dar nu contează, Morrisons, apii pe mijloc, cake-ul tăiat în două și în mijloc are așa la cream cheese frosting și deasupra, aici e doar deasupra. De că deja am văzut diferența. Ai și scoțișoară și natmeg. Iată. Nu, e bună. Oricum e bună, pur și simplu n-are pe jumate, dar... Oricum e la fel de bună. 8 jumate. Am luat ca la lucruri din serie mai serioasă în cele clasici, care special selected, pe care magazin are câte ceva care e mai superior la cele clasici. Sunt, de exemplu, eu am început cu brioșă, da, muffin-uri. Sunt care sunt simple, sunt care sunt plute, de exemplu, ceva mai serioasă. Am luat toate 3 gusturi. Acestea sunt muffin-uri cu afini. Cu gust de afini, cu afini, cu umplutură de afini și de afini și biscuit cram deasupra, așa, făină, ulei, zahăr, afini 5%, afini uscat 1%, mai scurt. Da, să vedem cât e de serioasă umplutura. Ce avem aici? Bine, vin două ouă, deci miros puternic. Încă așa avem frumos împachetate. Scoatem și să vedem cât e de bună. E bun, mie cu afinul lipsei muffin-ul nu-mi plac, dar muffin-uri curate, cu împuturile mei serios. Așa ceva am mâncat de la Marks & Spencer tot umplut și mi-a plăcut, așa chiar și cu lămâie care nu prea-mi place. Uite cât o marsc. Da, mult făluță, densă, bună. Și dacă nu mi-a asta față, chiar și bucăți de afini, sunt dușeață de afini. Bun, nota 8. From. Ciocolată triplă. Muffin-ul de ciocolată. Chipsuri de ciocolată neagră. Umplute cu sos de ciocolată albă. Când de obicei sos de ciocolată ori de lapte, ori neagră. Triplă asta așa întotdeauna, când sunt toate 3. Chipsuri înțeleg, da. Îmi plăcut ciocolată albă, sună bine. Nu de obicei că mâncam de astea, pe erau cu chipsuri de ciocolată, de toate 3. De lapte, neagră și albă, da. În putură întotdeauna era ciocolată ceva. Normal la vedere, dar nu albă. Miros foarte puternic ca cacao. Râgnus de lapte, da, sunt negri chipsurile pentru că mai tare mi-ar fi plăcut, da. În vizionare de cumpătura de ciocolată albă, aș părea că trebuie să fie gustos. Un pic mai interesant decât cu chipsuri. Șapte jumate. Cea mai bună urmă.
special selectate, cum îi scris. Zmeu și ciocolată albă. Mașinușnic, cu gust ciocolată albă. Și cu zmeură. Nu. Bucăți de zmeură și de ciocolată albă, pe lângă așa că ciocolată albă e muffin. Sos ciocolată albă și bucăți de zahăr deasupra. Deci muffin de ciocolată albă și sosul de ciocolată albă. Asta trebuie să fie cel mai bun. Garantat. Mai fost de căpșună în zmeură în genere. De să vedem. Văd și rata albă și zmeuri, văd și sos tot, vede. Adică și sosul alb sunt mai tare ca acolo. Dar văd din cauza că muffinul e ciocolată, ciocolată, neagră mai este. Nu stau pe simte, este mai bunșor. În mușca așa de afine, 8.5, e bun. Am luat tot asortimentul, toate trei sponge roli, se numesc Swiss Roll, dar roladi. Căpșună, lămâie și ciocolată. Da, să începem cu lămâie. Așa e. Așa, light golden sponge. Roll umplută cu lemon curd, da, și buttercream, cremă de unt, de lămâi sicilian, nu știu ce tot spun, sicilian, lemon, peste tot, parcă așa exclusivitate. 33% lemon curd, zahăr, unt, mai scurt, ou, standard, trebuie să vedem. Așa din împachetată. Жалем он куда, батарпим. Раз потерник алмы. Шпент ученик, шзахар, дес прямо и пус. Да, кстати, плащу ламы. Окей, ну сам мотор ламы. Ну сам мотор ламы. На меня закажет на шас, чтобы дождь. Am lucrări mai tare să-mi plac. Triple chocolate, de zi. Chocolate sponge, da. Umplut cu cremă de unt ciocolată și cuprit în ciocolată de lapte. Că tot un pic mai diferit. Кремы чоколада, кремы дюн чоколада, дарк чоколад, бюджет дарк чоколад, милк до ушаса. Да, симки есть шинягры, да, ну и проблемы. Ну, если по 7.5. Ну, да.
Strawberry and clotted cream, light golden sponge, roll, Kentish strawberry jam, clotted cream, flavor buttercream. Dulceață 29%, pire 35 de căpșună, clotted cream, flavor buttercream 24%. Aceea era așa, probabil, în hăchie, nu știu, topească. Eu așa ceva mi se pare că am mâncat de la alte magazine. De ce nu-mi place nota 8? Ceva similar am mâncat un cake de la Sainsbury's, era știu mi-l că a fost sos. Da, asta e căpșuna mea favorită. Au apărut prin mai multe magazine, dar am luat de la Aldi, că ieșeam de la sală și mi-era aproape, Victoria Sponge Cake, și un fel de cake, dar din frigider, ăsta nu e din frigider. De obicei, Victoria era cu zmeuri, dar acum a început să iasă de căpșună. Și deci avem sponge în ambele părți, cu dulceață de căpșună, doar că ăsta din frigider e cu frișcă, da, aici este obișnuit care e ca cake, e cu buttercream, cremă de unt. Aici e sugar dusting, da? Aici e soft sponge, aici sponge. Așa, cu frișcă, da, și dulceață de căpșună. Adică alea ambele poți zici că la fel, doar că asta e cu frișcă, de asta e din frigider, de asta e cu cremă de unt. Așa, 26% frișcă, primul loc, lapte de grăsat, whey powder, făină, zahăr, ou, dulceață de căpșună, 11% din piure de căpșună, sirop de glucoză, fructoză, dar în restul ingredientelor mă interesează că sunt prea multe. Aici primul loc e făină, ouă, buttercream, strawberry jam 12% la fel piure. Bine, de să vedem, dar așa ce avem aici interesant. Mie frișca nu prea îmi place, dar la general dulceața de căpșună mai tare îmi place ca zmeură și eu de obicei întotdeauna evitam asta Victoria Sponge, că nu vroiam de zmeură. Ambele cu sugar dusting. Pudra asta de zahăr. Așa. Să vedem. O să îți fac deodată și pe a doua. Să mă complic după. Da. Asta spune niște că așa e, că trebuie să fie. Ele ambele arată foarte similar, cu mici diferențe. Dar deja la gust o să vedem cum e. Așa. O, deja miroasa căpșună. Parcă mai puternic de la a doua. Să vedem și asta. Ok. Yeah. Și el a luat spongiul acesta, a tăiat în două ca sandwich în ambele. Dar astea mai mult și ca gogoș, parcă nu-ți aminte, că sunt doar de astea gogoș, tot fel cu whipped cream acesta și căpșună. Și diferite corneri îi fac. Aha. Adică sponge. Și trebuie să fie dulceață. De să rup o bucată. Să vedem ce apucăm să vedem înăuntru. E ca așa. Zahăr, sponge cake. Dulceață și apoi frișca. Spongiul mare. Vreau să văd dacă diferă spongiul și ala. În ala prea ampli să văd diferența. Frișca e standardă. Mie nu prea-mi place frișca asta bătută, crema asta lor. Pudră de zahăr tot mă impresionează. Spune că e ok la calitate. În ceea ce căpșună se simt slab. Desdem una e slab.
Aici era mai pufos spongiu, aici deja îl simt că e mai tare și mai greu. Deja vedem și aici sandwich-ul ăsta ce-i. Da, aici simt mai dens altfel la culoare. Mai fost mai moale, aici parcă e mai absorbit cu ceva, mai greu, mai dens. Dar ambele sunt spongi, cred că pur și simplu asta e mai moale, mai fluffy, așa, mai pufoasă. Exact ca și cum e frișca. Dar asta mai tare îmi place, desigur că în comparație cu frișca buttercream-ul. Textura așa merge, adică nu-i problemă. Dar asta mai tare îmi place, simt mai bine și așa și am avut o impresie că o să fie. Oricum nu sunt preferatele mele, că mie îmi place carrot cake mai mult și alte. Vreau să spunem dacă din cake-uri, acesta mi se dau așa un 7, acesta un 6,75, pentru că mi-e slab ca acesta.